ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Blocul acum o acceptă pe Zinaida Greceanu în funcția de președinte al Parlamentului, doar dacă PSRM va vota un pachet de legi. Despre ce au discutat deputații PAS și PPD cu socialiștii, vă spunem în jurnal. După ce s-a întâlnit cu Igor Dodon, Dmitri Cozac a vorbit și cu liderii partidelor care au intrat în legislativ, nicio formațiune nu a invitat presa. Un bărbat a murit, iar alte patru persoane au ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit frontal pe un drum din Comrat. Pompierii au intervenit la descarcerarea victimelor. Socialiștii au acceptat invitația la dialog lansată ieri de blocul acum. După două runde de discuții, deputații PAS pe PDA au spus că sunt gata să o accepte pe Zinaida Greceanu în funcția de președinte al Parlamentului doar după votarea unui pachet de legi. De cealaltă parte, lidera PSRM spune că o decizie finală va fi luată de Consiliul Republican al formațiunii sale. Orice ofertă trebuie să o aducem la discuții la Consiliul Republican. Săptămâna aceasta noi vom convoca Consiliul Republican care va lua decizie respectivă. Zinaida Greceanu nu a spus însă când va avea loc ședința socialiștilor. Cert este că, în urma întrevederilor, blocul acum a anunțat că o va susține pe Greceanu în funcția de președinte al Parlamentului, doar cu o condiție, să fie votat pachetul de legi privind dezoligarhizarea. Declarațiile au fost făcute după cea de-a doua rundă de discuții, pentru că de dimineață liderii partidelor nu au ajuns la o înțelegere. La cunoștință celor care reprezintă astăzi fracțiunea PSRM, că există riscuri iminente ca Republica Moldova să piardă acordul cu FMI, iar asta ar conduce neapărat la imposibilitatea de dezghețare a asistenței financiare externe, europene. Le-am adus la cunoștință faptul că acest blocaj artificial creat face rău oamenilor, face rău Republicii Moldova, că este nevoie ca în Republica Moldova să existe un parlament funcțional. Acum câteva zile și democrații le-au propus alianța socialiștilor, acceptând din start ideea ca Zinaida Greceanu să fie în fruntea legislativului. Și atunci, deputații PSRM au spus că vor veni cu un răspuns pentru PD după ce vor convoca Congresul Republican al formațiunii. Dacă vorbim despre maturitate politică, atunci trebuie să acceptăm că e posibil orice. În schimb, despre funcția de premier, democrații nu au pomenit nimic. Domnul Plahotniuc ar fi candidatul la funcția de prim-ministru? Noi nu am discutat despre funcții. După scrutinul din februarie, patru partide au intrat în Parlament. Formațiunea lui Ilan Șor a fost din start scoasă în afara negocierilor. Acum două săptămâni, șeful statului a cerut Curții Constituționale să anunțe care este termenul limită pentru dizolvarea Parlamentului, în cazul în care nu va fi creată o majoritate parlamentară. Dmitri Cozac și-a continuat azară șirul întrevederilor cu liderii partidelor care au intrat în Parlament. Toți ar fi povestit vicepremierului rus despre situația politică și cum văd relațiile moldoruse. Nici o formațiune nu a chemat presa la aceste discuții. Am vorbit despre necesitatea îmbunătățirii relațiilor economice și comerciale ale Republicii Moldova cu Federația Rusă bazate pe reciprocitate și am vorbit și despre divergențe. Am vorbit despre necesitatea retragerii forțelor străine, armate străine și a munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Am spus tranșant că suntem împotriva proiectului de federalizare. Cei de la CUM s-au întâlnit aseară cu Dmitri Cozac, deși inițial membrii PAS și PPD au spus că vor anunța presa din timp, vizita a decurs în lipsa jurnaliștilor. Am surprins oponenții noștri prin faptul că am demonstrat maturitate și am primit felicitări din partea partenerilor noștri din afara țării, partenerilor noștri din cadrul Partidului Popular European pe care le reprezentăm cu cinste aici în Republica Moldova, pentru modul în care am gestionat această situație. Iurie Leancă, ai cărui colegi au făcut alianță cu democrații în vechea legislatură, i-a criticat pe deputații PAS și PPDA pentru că au dat curs acestei invitații. Liderii blocului acum au trădat electoratul pro-occidental și pro-românesc din moment ce au acceptat să discute cu trimisul Rusiei despre treburile interne ale Republicii Moldova. Culmea, tot ei pretind că au făcut-o cu maturitate și că au fost felicitați de liderii EPP.
Departe de ochii presei au trecut și întrevederile dintre Kozak cu reprezentanții PSRM sau PDM. Vlad Plahotniuc a precizat că i-a transmis oficialului rus progresele pe care le-ar fi făcut guvernarea în ultimii 3 ani. Din partea noastră a fost foarte clar spus că noi dorim să avem continuitate în proiectele noastre și în dezvoltare, inclusiv cu toate statele, cu toți partenerii care au fost până acum și care considerăm că vor fi și în viitor. Relații bune, fiindcă care țin de activitatea economică, care țin de bunăstarea cetățenilor noștri care se află inclusiv și în străinătate și tot ce ține de interesele Republicii Moldova. Iar socialiștii au menționat sprijinul pe care îl oferă președintelui Igor Dodon și necesitatea reluării exporturilor de produse moldovenești pe piața rusă sau simplificarea procedurilor vamale. Astăzi, Dimitri Kozak a plecat în regiunea transnistreană. Rusia recunoaște regiunea din stânga Nistrului drept stat suveran, cel puțin asta se arată într-o scrisoare transmisă de Procuratura Generală a Federației Ruse către avocații de la Asociația Promolex, ce din urmă susțin că autoritățile noastre ar trebui să reacționeze. Potrivit unui răspuns al Procuraturii Generale Ruse din 16 mai 2019, oferit Asociației Promolex, Kremlinul recunoaște regiunea transnistriană a Republicii Moldova drept un stat suveran. Acest răspuns însă, care este unul recent, care l-am primit nu de mult, ne-a șocat practic datorită faptului că un procuror din cadrul unei procuraturi care este responsabil de relații internaționale și comisie rogatorie și-a permis să eticheteze regiunea transnistreană drept un stat suveran. Și urmează să ne adresăm în procuraturile regiunii transnistreene. Considerăm că o asemenea abordare este inadmisibilă. Avocații Promolex spun că pe parcursul celor 15 ani de activitate au primit răspunsuri ferme, prin care autoritățile ruse subliniau că respectă suveranitatea Republicii Moldova, precum și tratatele internaționale. Această abordare este una care compromite demersurile noastre de apărare a drepturilor în regiunea transnistreană. Considerăm că această scrisoare, chiar dacă se va constata că a fost o eroare a unui procuror, urmează să determine autoritățile, în primul rând, a Republicii Moldova să înainteze o notă verbală față de autoritățile competente a Federației Rusie să nu admită astfel de abordări. Autoritățile din Moldova ar trebui să reacționeze, susțin avocații Promolex. Așa numitele organe de drept din regiunea transnistreană, cum ar fi procuraturi, judecătorii, s-a constatat că aceste instituții nu dispun de competență în ceea ce privește examinarea cazurilor penale, contravențional în general anumitor litigii, dat fiind faptul că sunt formate pe baza unei legislații nerecunoscute, care nu a fost verificată în timp și care nu se bazează pe o tradiție de aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Reprezentanții Ministerului de Externe nu ne-au răspuns la telefon. Cu lacune în exprimare, absolvenții care au studiat într-o altă limbă decât română și-au testat astăzi cunoștințele la limba și literatura română. Eu vreau să bea, domnul, să fărșa bui. Hai la română, hai vorbește cu mine în română. La românscă nu mă hui, zviniți. De ce? No, eu idu zdăvați, așa, vă, ce m-aș băi. Și în timp ce elevii își încordau mințile, părinții apelau la tot felul de metode pentru a le aduce noroc. Revenim cu detalii în jurnal. Un bărbat a murit, iar soția și copilul acestui au fost răniți după ce mașina lor scăpată de sub control pe un drum lunecos din Comrat s-a izbit de alta. Și doi bărbați din celălalt autoturism au ajuns la spital. Imediat după impact, mai mulți oameni s-au oprit la locul accidentului și au încercat cu puterile lor să scoată victimele prinse între fiarele contorsionate ale mașinilor. Ulterior au venit pompierii care au reușit să deblocheze oamenii din cele două autoturisme. Tragedia s-a produs în jurul orei 10 în apropiere de satul Bugeac. Potrivit poliției, șoferul care conducea mașina de marca Ford a intrat cu viteză într-o curbă, fără să țină cont de faptul că drumul este umed și lunecos. Așa că, pierzând controlul volanului, a ajuns pe contrasens, unde autoturismul a izbit frontal o Dacia în care se afla șoferul și un pasager. În urma impactului, șoferul Fordului a decedat pe loc, iar soția și copilul său, dar și cei doi bărbați din Dacia, au fost transportați la spitalul raional din Comrat cu diverse traumatisme. A plouat cu grindină în satul Sadaclia din raionul Basarabeasca. Din imaginile surprinse de un localnic se vede cum bucățile de gheață și apa care curg și roaie au distrus culturile agricole.
Meteorologii au emis astăzi cod galben de vreme rea, valabil până la miezul nopții. Va ploua puternic cu grindină și va fi vijelie în toată țara. Totodată rămâne în vigoare avertizarea hidrologică. Din cauza creșterii nivelului apei în râuri există riscul de inundații. Temperaturile, în schimb, rămân ridicate cu maxime de până la 30 de grade. Moldova riscă să rămână fără asistența financiară a Fondului Monetar Internațional dacă se va ajunge la anticipate, o spune comisarul european Johannes Hahn, care a avut ieri la Chișinău întrevederi cu toate formațiunile care au intrat în legislativ, nu și cu cei din Partidul Ușor. If there are snap elections, there might be a risk that the International Monetary Fund has to suspend its program with Moldova, with also consequences for us as European Union. If we intend to resume our financial support... Hahn spune că s-a văzut cu democrații, socialiștii și membrii PAS-PPDA. Ar fi vorbit despre criza politică din țara. Everybody has to give in a little bit from what the individual party has pushed or asked in the election campaign. Niciun partid din cele trei, PSRM, PDM și Blocul acum, nu trebuie exclus de la negocieri, a spus comisarul european, care însă a făcut abstracție de formațiunea lui Șor. Întrebată despre o alianță PD-PSRM, it's not only about what is on paper, but what are the concrete actions, the concrete day. Șirul întrevederilor a început dis de dimineață, când Hahn s-a văzut cu cei din Blocul acum. Domnul Hahn a exprimat solicitarea Uniunii Instituțiilor Uniunii Europene ca următorul guvern să se preocupe de statul de drept, justiție independentă, investigarea furtului miliardului. Partidul Socialiștilor a explicat într-un comunicat că i-a transmis oficialului european că nu își dorește anticipate, iar Pavel Filip i-ar fi transmis lui Hahn că Moldova rămâne fidelă cursului european. Și președintele Igor Dodon a discutat cu el. Șeful statului spune că l-a asigurat pe Hahn că Moldova va promova o politică externă echilibrată între vest și est. Iar oficialul american Brad Freden spune că a venit la Chișinău nu pentru a da sfaturi partidelor, ci pentru a le asculta părerea. Iar acesta s-a întâlnit separat cu socialiștii, democrații și Blocul acum. Vizita în Moldova a fost programată cu mult timp înainte, susține Freden, și nu are vreo legătură cu blocajul politic din țara noastră. Ieri, la ora 11, Freden era așteptat la Parlament de deputații Blocului acum. La intrare, acesta ne-a declarat că... Well, this is my first visit to Moldova as our director for Eastern European Affairs, and I had been planning this visit for a number of weeks. And then just last week I found out that Commissioner Hahn and Mr. Kozak were going to be here. So there's this unfortunate coincidence, but I can assure you that my visit has nothing to do with formation of a government. That's for the Moldovan people to decide how they want to form the government and what type of coalition. După o întrevedere de o oră cu ușile închise, Andrei Năstase și Maia Sandu au ieșit în fața presei. Statele Unite sunt gata să binecuvânteze o coaliție între acum și socialiști sau PD și acum? Ați vorbit despre asta? Nu s-a venit cu binecuvântări sau nebinecuvântări. Vizita domnului director oficialului american este într-un context mai larg decât evenimentele care se produc la Chișinău, realitățile de aici. Am discutat mai multe subiecte dincolo de această criză, o criză artificial creată de către cei care astăzi, iată, își fac oferte publice, vorbim aici despre socialiști și Partidul Democrat. Am vorbit despre efectele acestei crize. Freden a spus că s-a întâlnit separat cu socialiștii și democrații. De altfel, Pavel Filip a publicat câteva fotografii în care dă mâna cu oficialul, menționând că a discutat cu el despre relațiile moldo-americane. PSRM nu a pomenit nimic despre această întâlnire, în timp ce șeful statului, Igor Dodon, a postat imagini cu oficialul. Sure, it is very, very interesting to be here right now. It's, as I said to Mr. Năstase and Ms. Sandu, it's kind of like being in the audience for the final act of the play.
But we are truly in the audience and we're not interested in. Serviciul de presă al ambasadei SUA la Chișinău nu a vrut să ne transmită programul vizitei oficialului american. Din 1992, Statele Unite au oferit țării noastre asistență financiară în valoare de peste 1,4 miliarde de dolari. 4 din cei 6 tineri care au violat 2 fete, iar pe una au aruncat-o de la balcon, rămân în izolator, au decis magistrații de la judecătoria Chișinău cu sediul la Ciocana, care le-au prelungit mandatul de arest cu încă 30 de zile. Alți 2 indivizi care au reușit să fugă încă nu au fost găsiți de poliție. Cei 6 tineri sunt acuzați de faptul că au violat 2 fete la începutul lunii mai într-un apartament din capitală. Una dintre ele, minoră, a murit la 10 zile după ce a fost aruncată de la etajul 7. Ajuns în Marea Britanie, Donald Trump a luat cina cu regina Elizabeta II și a admirat colecția regală. Your Majesty, Melania and I are profoundly honored to be your guests for this historic state visit. Thank you for your warm welcome, for this beautiful weather, your gracious hospitality and Your Majesty's nearly 7 decades of treasured friendship with the United States of America. Trump a fost întâmpinat la Londra cu proteste, cum a decurs vizita președintelui american, vă arătăm în jurnal. A început marea testare a cunoștințelor. Absolvenții de liceu care studiază într-o altă limbă decât română au avut primul examen de bacalaureat la limba română. Emoții au avut nu doar elevii, dar și părinții care au stat sub ușa centrului de bacalaureat și le-au ținut pumnii. Am repetat toate temele, toate poezii și... De exemplu? Mama de... Ne pomnă. Ai uitat tot! Cu subiectele repetate, dar cu mari emoții, așa au intrat candidații la examenul de limba și literatura română. Mă îngrijorez că e o etapă nouă. Este cel mai dificil la română? Nu cred că matematică e cel mai dificil. Ți-ai repetat? Toate operile. Poți să-mi spui imnul Republicii Moldova? Eu știu, dar nu vreau. Cine l-a scris? Nu țin minte. Chiar dacă în doar câteva minute urmau să fie testați la limba română, pentru unii a fost un mare efort să o vorbească. Hai la română, hai vorbește cu mine în română. La românscă nu mă hui, ziniți. De ce? Nu, ia idu zdăvați, așa să văd, ce mă-și bâi. Cu toate că spun că vorbesc moldovenește și nu românește, recunosc că de fapt este aceeași limbă. Tu ce limbă vorbești în Republica Moldova? Pe care nu-și în Moldova, vorbesc în rusco. Но если приходится, я могу говорить на молдавском. Да, экзамен на олимпа страина. Они одинаковы по своему строению, но некоторые называют его молдавским. Но на самом деле это румынский язык. Este exact ora 9, așa că ușa acestei instituții tocmai a fost încuiată. Conform regulamentului, nimeni nu mai poate intra în acest centru, chiar dacă se află pe lista candidaților care susțin examenul aici. Elevii și-au primit lucrările și au la dispoziție 3 ore astronomice pentru a rezolva sarcinile. Afară, în preajma centrului de bacalaureat de la liceul Antioh Cantemir, au rămas să-i susțină diriginții, dar și părinții, care spun că au propriile metode așa încât copiilor să ia 10 la examene. Pitașoc na udaciu. Este nas такое поверие, которое кладется под пяточку. Ați venit să-i susțineți? Давайте как-то, чтобы переводчик был. Волнуемся, чтобы достаточные результаты, которые показали дети в конце учебного года, были оценены правильно. Pe unii examenul i-a epuizat până la foame. Ciocolată după examen? 3 ore n-am mâncat și cam sunt flămândă. Pe bacalaureat merge și o plăcintă. Nu plăcintă, costiță. Costiță de porc. Altora le-a dat însă bătăi de cap Mihail Sadoveanu și al său roman Baltagul. Trebuie să povestiți despre Baltagul. Baltagul? Я знала Baltagul, но я не написала. Cel mai greu era de aminti romanul Baltagul. Ce este Baltagul? Despre un ciobănaș care s-a dus din munți în oraș cu oii săi și mai scurt l-a ucis pe dânsul, colegii lui. Proba de astăzi a fost susținută de 2979 de candidați. Vineri, absolvenții vor avea examen la limba de instruire. În total, la sesiunea din acest an, participă 17.000 de elevi. Un tânăr de 17 ani din Cojușna a murit după ce s-a izbit cu scuterul de o bordură, potrivit poliției. Totul s-a întâmplat aseară în jurul orei 22. În timp ce conducea vehiculul, adolescentul a pierdut controlul ghidonului. După impact, el a fost preluat de o ambulanță, însă a murit în drum spre spital. Poliția investighează alte circumstanțe.
Două adolescente au ajuns la spital cu intoxicații, iar 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incendiu izbucnit ieri într-un bloc de locuit de la Botanica. Flăcările au distrus în totalitate un apartament și au umplut de fum toată clădirea. Salvatorii au intervenit la fața locului și au evacuat peste 20 de persoane. Incendiul s-a produs la prânz într-un bloc de locuit cu 5 etaje de pe strada Muncești. Din fericire, nicio persoană nu se afla în locuința în care a pornit focul. Locatarii care erau în acel moment acasă spun că s-au speriat când au văzut norii negri de fum. Nu pare pe fereastră ieșe că parcă un rug ceva, o scârtă de paie. Ferestrele de la coridor parcă ieșeau fum. Oamenii de un caz, au închis ferestrele, nu puteau să iasă. Multă lume a fost în joc, și copii care au leșinat au fost, și maturi tot. Murdari, tăți, în panic toți. Cei de la etajele superioare au fost evacuați pe geamuri. Din toate părțile vinea fum. Atunci am scos copiii cu capurile la fereastră. Deja se înălbeau pe față. Era acces, dar era așa fum că nu se vedea nimic. Noi n-am putut deschide ușa. Mulțumim că au venit cu scara. Ne-au evacuat cu scara. Am plecat până în oraș cu fetița și a rămas băițelul. Și n-am ajuns bine la gara feroviară, că el sună mai mic la noi, sunt casa cu fum. Zic, Cătălinu, deschide geamul și ieși, uite-te și se întâmplă. Zic, deschide la colidor și uite, mai mic, eu mă tem că așa e de mult fum. Scoate tot din priză, zic, la uite la noi, tot normal, la noi, tot normal, dar în fum. Și m-am coborât, am luat un taxi și când am venit, dar tot aici era... Da, era atât strașnic. La fața locului au venit 5 autospeciale care au potolit flăcările și au evacuat în jur de 20 de persoane. Proprietarii apartamentului nu erau acasă când s-a întâmplat totul. Deci la fața locului când au ajuns pompierii, oamenii locatari acestui bloc se evacuau de sinistătător, dar din cauza obstructurării căilor de acces și evacuare în exterior din clădiri, mai multe căi erau blocate pe diferite obiecte. A fost necesitate ca pompierii să intervină din exterior cu intermediul autoscărilor. 5 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 2 adolescente de 12 și 15 ani au fost internate la spital. Deci au fost aduși 2 pacienți în stare relativ medie, nu foarte gravă. Momentan se află în secția toxicologie și hemodializă. Primesc îngrijirile medicale necesare. Pereții holului de la etajul la care au izbucnit flăcările s-au înnegrit, iar cablurile electrice și telefonice s-au topit. Specialiștii de la situații excepționale urmează să stabilească de la ce a pornit focul, dar și suma prejudiciilor. Președintele american a fost invitatul de onoare la dineul oferit aseară de regina Elizabeta a II-a la Palatul Buckingham. Înainte de asta, Donald și Melania Trump s-au întâlnit cu mai mulți membri ai casei regale. Vizita liderului de la Washington la Londra a stârnit proteste în rândul localnicilor. Aseară, șeful de la Casa Albă a fost invitatul de onoare la banchetul oficial de la Casa Regală. Evenimentul a fost deschis de regina Elizabeta a II-a, în care a vorbit despre prietenia dintre Marea Britanie și Statele Unite. Mr. President, I'm delighted to welcome you and Mrs. Trump to Buckingham Palace this evening. Just 12 months after our first meeting at Windsor. Visits by American presidents always remind us of the close and long-standing friendship between the United Kingdom. Iar președintele american a stârnit zâmbete atunci când a lăudat în discursul său vremea din Londra. Your Majesty, Melania and I are profoundly honored to be your guests for this historic state visit. Thank you for your warm welcome, for this beautiful weather, your gracious hospitality and Your Majesty's nearly 7 decades of treasured friendship with the United States of America. Donald și Melania Trump se află într-o vizită de 3 zile în Regatul Unit. Evenimentul a stârnit și nemulțumiri. Sute de oameni au ieșit în centrul capitalei britanice și au afișat mesaje critice la adresa președintelui american, iar primarul Londrei l-a comparat pe Trump cu fasciștii din secolul trecut. Liderul de la Washington a reacționat pe Twitter, unde a scris că edilul este un ratat. Donald Trump s-a întâlnit cu mai mulți membri de la Casa Regală, a vizitat coaliția regală a coroanei britanice și a mers la catedrala Westminster, unde a depus o corană la monumentul soldatului necunoscut. Astăzi, președintele american are programate întâlniri cu diversi politicieni britanici.
Imediat după știri începe emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Chiar dacă vremea ne mai dă bătăie de cap și mai plouă pe alocuri, totuși vara a venit, a început sezonul estival, iar una dintre principalele noastre preocupări ale fetelor sunt, evident, costumele de baie. E bine, dacă nu vă găsiți unul potrivit în magazinele din capitală, să știți că vi-l puteți face foarte ușor la comandă. Astăzi vom vedea cum și cât durează. În studio aștept pe nutriționista Irina Anirii, cu care discutăm despre cum pot să slăbească proaspetele mămici într-o alimentație corectă și cum ar fi sănătos să o facă. Și tot astăzi vine în studio Adrian Ursu și Irina Negară. Vă aștept! Anișoara, îți mulțumesc! Mai multe focuri de armă au creat haos și panică într-un oraș din nordul Australiei. Un individ a tras la întâmplare pe stradă într-un parc și la un motel. A ucis 4 oameni și a rănit cel puțin 2. Agresorul a fost reținut de poliție. Era în jurul orei 18 ora locală când s-au auzit primele focuri de armă. S-a întâmplat într-un cartier aglomerat din orașul Darwin. Martorii au declarat că un individ a intrat în motelul Palms și a tras la întâmplare. Acolo a ucis o femeie. Apoi el a deschis focul într-un parc aglomerat. Imediat ce au fost alertați, polițiștii au restricționat accesul în centrul orașului timp de o oră. În cele din urmă, atacatorul a fost reținut de oamenii legii. Ulterior, autoritățile au anunțat că agresorul este un bărbat de 45 de ani și că a acționat singur. Deocamdată nu se știe din ce motiv el a împușcat în oameni. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!